Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Numărul cazurilor noi de COVID a început să crească ușor din nou. Sigur, diferența față de perioada de vârf a ultimului val e foarte mare. Adică dacă la începutul lui februarie erau peste 30.000 de cazuri pe zi, acum sunt vreo 3.500, deci de 8 ori mai puține, dar să mai remarcăm un lucru. După precedentul val pandemic din octombrie, numărul cazurilor zilnice coborâse pe la 6-700. Înainte să înceapă din nou să urce. Deci acum începe să crească cam mai de sus. Și avem cu toții amici care s-au reinfectat de COVID. Asta mi se pare mai îngrijorător decât creșterea în sine a numărului, despre care, iată, avem efecte și la echipa națională de fotbal, că și acolo sunt 4 infectați cu COVID. După meciul amical cu Grecia, n-au mai mers în Israel pentru meciul de mâine. Dar asta cu reinfectările. Eu am o prietenă care, în mod uluitor pentru noi toți, s-a reinfectat la doar 2 luni după ce a fost pozitivă. Ceea ce mă umple de îngrijorare, că eu am făcut o lună de când a trecut. Nu că știi cum e, toată lumea avea... Adică, cred că pentru toți era sentimentul ăsta de siguranță. Odată ce ai avut COVID, bă, gata, nu mai are ce să se întâmple. Da. Cel puțin 6 luni, ce poate să ești mai protejat. Și acum, alaltă, am mai aflat de un amic infectat în urmă cu 1 lună și 1 săptămână și acum e din nou pozitiv. Ambele cazuri despre care vă vorbesc, certificate de test PCR, adică nu că li s-a părut sau că au făcut vreun test dubios sau știi? Uite, poate de-aia am sigur, fără simptome foarte nasoale. Poate de-aia am eu nasul înfundat. Da, sau poate fi de la dar ideea e că nu mai poți să stai liniștit că odată ce ai avut COVID, gata, ești liber, n-are ce să se mai întâmple. Da. În contextul ăsta, uite, să remarcăm și ce a declarat Ministrul Sănătății, doctorul Alexandru Rafila, citez declarații făcute ieri. Avem un trend ușor crescător, însă încă nu pot să afirm în vreun fel că este o creștere îngrijorătoare. Am rămas cantonați în zona aceasta de 3-4 mii de cazuri pe zi și o proporție de 12% dintre teste pozitive. Sper ca lucrurile să intre normal peste câteva săptămâni, spune Rafila. Monitorizăm situația și în funcție de evoluție vom discuta dacă este cazul, nu neapărat pentru restricții, dar măcar pentru un anumit cadru care să reglementeze mai bine această problemă, a adăugat Ministrul Sănătății. Bine, atenție că e multă lume care nu se mai declară la DSP din motive de înțeles oarecum, că nu mai au niciun temei, adică au doza a treia, au certificat verde și zic de ce să mă, că până dacă mă declar trebuie să mai stau încă 5 zile din momentul ăla sau 7 câte mai sunt acum în protocol și atunci oamenii preferă să se trateze acasă și la revedere. La telefon este epidemiologul Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Bună dimineața, noastră, colegilor și ascultătorilor! Spuneți-ne, acum, Ministrul Sănătății zice că urmărește cu atenție, deocamdată fără prea mare îngrijorare, se monitorizează. De ce crește numărul cazurilor? Ce riscăm? Deci, cred că toți specialiștii urmăresc evoluția și, de fapt, ne regăsim într-un tipar care se repetă pentru a șasea oară. Da? Deci, crește numărul de cazuri în țările vest europene și în alte zone, în Israel, de exemplu, și la aproximativ 3 săptămâni după aceea urmează creșterea de la noi. Deci, nu e nimic nou sub soare, ca să spunem așa, față de dățile precedente. Acum, numărul de cazuri, sigur că e unde a spus dumneavoastră pe la 3.000, dar la 40.000, 50.000 de determinări. Deci dacă ar fi 100.000 de determinări, cu siguranță că numărul de infecții noi ar fi mai mare. Asta acum arată și numărul acela bazal de reproducere, că ne arată pe cât se infectează o persoană confirmată ca infectată într-o colectivitate, care e în jur la 1, începând de prin 19-20 martie. Deci este o epidemie, este o epidemie în ușoară creștere. Vom vedea cât va crește și ce se va întâmpla. Acum, majoritatea... Stați o secundă, că am o întrebare care vine din... Nedumerirea asta, până la urmă, mulți suntem vaccinați, bun, nu toți, dar e o proporție semnificativă în România de oameni care s-au vaccinat, mulți au trecut prin infecție, inclusiv mulți dintre cei vaccinați au făcut forme ușoare, eu am avut, Luca a avut, adică se presupunea că deja ar exista așa o imunitate semnificativă colectivă. Dacă tot ne infectăm așa, înseamnă că imunitatea asta de fapt nu servește la nimic? Virusul depășește imunitatea? No, deci, vedeți, transformările acelea pe care virusul le face,
la ce duc? La modificări ale unor caracteristici. Deci el spunea că supraviețuiește greșind și între aceste greșeli pe care le face la multiplicare, apar și greșeli care îi sunt foarte profitabile, pentru că apar variantele care reușesc să reinfecteze, deci cresc puterea de a reinfecta pe cei care au dobândit protecție la infecția anterioară. Și asta s-a întâmplat prima oară, s-a remarcat prima oară la varianta braziliană, la P1, care a redeșteptat epidemia din zona aceea deosebit de afectată de COVID din Brazilia. Da, deci el își crește puterea, își crește, să zicem, forța de reinfectare, deci crește posibilitatea de a reinfecta pe cei care au dobândit imunitate la post-infecțioasă la infecția anterioare și scade, să zicem așa, protecția post-vaccinală cu un anumit nivel. Deci ce face prin aceste variante noi? Reușește să-și mențină cumva populația pe care o s-o poată infecta pentru, și infectându-o să supraviețuiască. Deci asta se întâmplă și asta a remarcat și dumneavoastră acum, la această variantă Omicron. În contextul acesta vreau să citez o declarație pe care a făcut-o medicul șef al Regatului Unit, al Marii Britanii, care a declarat recent că virusul SARS-CoV-2, care acum provoacă un risc de deces comparabil cu gripa, spune dânsul, probabil că se referă la ultima variantă Omicron sau BA2, care nu sunt atât de patogene, va produce, citez, noi surprize și va fi cu noi tot restul vieții. Cu mare probabilitate, o variantă de COVID mai periculoasă decât Omicron va lovi în următorii 2 ani, a mai spus el. Care e opinia dumneavoastră? Deci, cred că orice virusolog cu o anumită experiență ar spune ceva asemănător. Sigur că domnia sa este o personalitate și de aceea vocea lui se aude și afirmațiile se rețin. Deci, este corect. Se pot face și niște estimări, să vezi după, sigur, aproximative, să vezi după numărul de persoane infectate sau la ce intervale de timp s-au generat acele variante cu probleme. Dar deocamdată mai avem încă timp de studiu, pentru că așa bine a spus specialistul britanic, ne vom confrunta încă o perioadă lungă de timp cu acest virus. Deci este clar că el generează variantele acelea contraproductive, care dacă ar fi numai acelea. Și am putea să introducem și Omicron într-un fel aici, pentru că dă o afectare, să zicem, clinică mai redusă. În timp, acest virus ar dispare, da? Sunt variantele neutre care nu aduc nimic nou și pe care nu le menționăm în mod deosebit, pentru că nu sunt o noutate, nu aduc nimic nou, nu modifică transmisibilitatea, așa mai departe. Și sunt variantele acestea super, să zicem, productive pentru virus, care vin cu caracteristici modificate, care sigur că ne îngrijorează pe noi. Deci, la un moment dat, asta se poate întâmpla și la un an, se poate întâmpla și la 2 ani, vor apare și variante care vor ridica probleme. Vom vedea care vor fi acele probleme. Însă, până atunci, eu sfătuiesc oamenii să aibă grijă, pentru că și am să motivez. De ce dau acest sfat? Este un studiu care a apărut în Nature la începutul lunii martie, publicat de un colectiv din Oxford care a făcut acest studiu pe o biobancă, deci au avut și date anterioare studiului la cei pacienți, și care au stabilit în mod clar că acea pierdere a gustului și a mirosului nu se datorează exclusiv înlocuirii celulelor gustative și olfactive cu tesut conjunctiv, care poate, sigur că este reversibilă după un anumit interval de timp, ci se datorează afectării efective a creierului, a sistemului limbic, a altor componente, și asta justifică ce justifică acel brain fog, acea încetoșare a gândirii pe care o acuză mulți dintre cei care au avut forme medii de COVID, explică modificări comportamentale. Oamenii spun că nu se mai recunosc în totalitate unii dintre ei care au aceste forme medii de boală. Deci eu zic că nu-i mare lucru să porți masca la interior atunci când ești în spații aglomerate, să te distanțezi de unul pe care îl vezi, de o persoană pe care o vezi cu simptome clare, strănută, tușește, are
sau afli despre ea că este potențial infectată, să te distanțezi de ea, pentru că ne păzim, repet, la forme medii se înregistrează acest lucru. De această posibilitate, nu numai afectarea pulmonară, iată afectarea cerebrală, care, din păcate, poate fi reversibilă, dar poate să nu fie reversibilă. Se va vedea în timp. Deci iată că acest sindrom long COVID este foarte periculos și eu zic că nu-i mare lucru să se poarte mască, cel puțin în mijloace de transport în comun și în spațiile interioare. Mulțumesc foarte mult! A fost în direct în deșteptarea profesorul epidemiolog Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.